Astăzi, fraților, începem o nouă serie pe canalul meu de YouTube, Satru de Mădălin și de Ilinca. Și vom vedea care este cel mai prost cuplu. În această serie, fraților, o să mă duc la fiecare cuplu acasă și o să le pun întrebări de cultură generală, să vedem la final care este cel mai prost cuplu de pe internet. Sau cel mai puțin inteligent. Același lucru. Sau mai nenorocos, depinde de întrebări. Întrebările o să fie la fel la fiecare, adică aproape la fel, o să schimb doar chestii mici, dar eu zic că o să fie destul de fair cu acest concurs. Bine. Înainte să începem, fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem la acest vlog 20.000 de like-uri și să scrieți în comentarii care vreți să fie următorul cuplu din serie. Bun, sunteți gata pentru prima întrebare? Da. Scoateți telefoanele, scoateți răspunsurile. Așa. Prima întrebare, care este cel mai lung fluviu din Europa? Nu știu nimic. Fluviu ai zis. Cel mai lung fluviu din Europa. Este foarte simplu, este geografie de clasa a 7-a. Este foarte, foarte simplu. Cel mai lung fluviu, dar... Din Europa, dar nu înseamnă că Mădălin are dreptate neapărat. Știu, mă, adică dar dacă să iei după el neapărat. Dacă nu știu, eu pur și simplu nu știu. Cu apele, cu astea nu mă... Ok, bine, arătați răspunsurile. Din păcate ați greșit amândoi. Cel mai lung fluviu din Europa este Volga, așa, fraților. Din păcate, prima întrebare ați dat-o de toți pereții. Volga. Am auzit la un moment dat prin școală. Ai și învățat, sigur. Da. N-ai învățat? Da, am luat bacul, da, am luat tot, da, școlit. Am înțeles. Sunteți gata pentru a doua întrebare? Nu. Hai că asta e foarte ușoară, adică n-ai cum să o greșești pe asta. Care este cea mai mare țară ca suprafață din America de Sud? Aveți 5 întrebări de geografie, 5 întrebări de istorie și încă 5 întrebări despre viața, așa, în general. Deci a doua întrebare, care este cea mai mare țară ca suprafață din America de Sud? America de Sud este sus sau jos? Jos. Jos, nu? Nu știu. Am două răspunsuri, dar cred că asta e. Ori Org, ori Bra. Sunt puține țări în America de Sud. Da, știu, deci, aia zic. Dar noi puteți să vorbim. Nu, nu puteți. E aia care pare mai logic. Așa. Eu mă duc pe asta. Ok. Și Ilinca? Și eu tu. Ok, hai, arătați răspunsurile. Răspuns corect, până acum aveți amândoi... Era să dau cu Argentina, dar nu știam de ce, adică... Argentina? Cum? E mic, așa e. Nu știam exact cât de mică este. Dar îți dai seama, mă, că din ambele vin fotbalul, mă. Păi da. Să-mi bag piciorul, să... Da, bine, ok. Așa. V-ați descurcat bine până acum. Întrebarea cu numărul 3. Aveți doar 30 de secunde să răspundeți această întrebare. Câte continente sunt pe pământ? Câte sunt, nu care sunt. Adică câte sunt, atâta mă interesează. Mă rog. Bine! Răspuns corect. 7 continente. 7 și al 8-lea, Codrin. Da, și eu m-am gândit la fel. Da, ok. Se pare că participanții noștri au inside jocuri. Felicitări, ați dat încă 2 puncte. Momentan sunteți bine, sunteți bine. Acum pasta nu o s-o știți. Deci pasta nu o s-o știți. Întrebarea cu numărul 4 este: cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? Nu e Columb oricum, că tot. Nu știu cum se scrie. Irelevant cum se scrie. Adică sper că ăsta e, dacă nu sunt. Dar nu știu ce e asta. Ceva cu american, nu mai știu. Nu cred. Nu. Nu Columb, oricum. Ala nu. A, nu mă, stai mă, Christopher Columb a descoperit și că America, dar nu el a descoperit-o. Nici el, da. Dar nu el a descoperit-o, dar așa se zice, că el, că nu, a făcut eu combinație. Da, nu știu. Am eu un răspuns. Deci tu te dai, tu te dai bătut? Eu cu semnul întrebării nu mai țin minte numele. Te dai bătut, ok, se dă bătut și Ilinca a zis Fernando răspuns Magellan. Corect, Magellan a realizat Fernando, prima. Nu? Așa îl chema, Fernando Magellan? Da, Fernando Magellan îl chema, da. Dacă completai tu Fernando și cu Magellan aveam două. Da, de-aia zic, știam numele, dar nu să mi le aduc aminte. Da, da. Aveți un punct la această întrebare, felicitări. 5 puncte, nu? În total aveți 5 puncte. Bine. Sunteți bine, sunteți bine, 5 puncte pentru întrebarea 4-a. Hai să vă văd. Întrebarea numărul 5, foarte simplă. Cea mai simplă întrebare de până acum. Cu ce țări se învecinează România? Bă, deci de clasa a doua v-am dat. De clasa a doua v-am dat. Așa, de prim episod, doar așa să nu ziceți că v-am luat tare în prim episod. Eu le-am scris toate astea de lângă. Deci, Ucraina, Moldova, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova. Dacă e și Serbia, atunci chiar nici. Da, este și Serbia, din păcate aveți doar un punct. Dar atât și jumate, că efectiv, sau 90, că efectiv am pus toate 4 la parte, nu știu să zic pe hartă. E răspunsul greșit. Pare rău, este răspunsul greșit pe barem. Nu e greșit complet. Păi da, dar pe barem răspunsul e greșit. Dacă era grilă, ar fi fost greșit. Îți dea 0,7. Păi da, dacă era grilă, nu. Păi cum să-ți dea grilă? Aia. Da, exact, se putea. Bine. Un punct. Încep întrebările de istorie, sper că sunteți...
Sper că sunteți pregătiți. Eu n-am dat bacul din istorie, deci n-am fost curios și încă nu sunt curios. Eu promit că nu suntem proști. Da, nu suntem proști. Dacă eram proști, nu făceam atâtea. În fine, dă-i. Asta nu știți? În ce an s-a născut regele Mihai I? Chi telefonul? N-am nicio treabă. Regele Mihai. Habar nu am. Mă întreb, nu știu. Mădărin, poți. Așa. Nu, regele Mihai, care încă... Încă conviețuiește? Încă nu mai e în viață, dar era recent. Adică pune-o, știu, un an de Doamne ajută acolo. 1923 este răspunsul lui Mădărin. Din păcate este greșit, răspunsul corect este 1921. Dar ai fost foarte aproape. Respect. Respect, Mădărin, nimic care nici n-a încercat. Nu știu de ce ziceam 1812, după aia zis regele și am zis 1912, după aia am zis 1912, câte se întâmplă și Titanic o să scufunde, să nească și na, în fine. Și primul război mondial. Eu l-am văzut cât era în viață, dar nu înseamnă că știu când s-a născut. Da, da, aveam șansa să o dai la nimereală. Mădărin era foarte aproape. Păi nu mai țin aminte când, nici cât a trăit, dacă așa făceam calcul. Oricum, de mult, dar e mult. Oricum, bun concurs, nimeni nu o să adune foarte multe puncte, asta e clar. Da, haideți să vă văd ce grad de rudenie este între Carol al II-lea și Ferdinand I. De ce nu e cu România? Este istorie gen... Dar nu e cu România! De ce doar cu România? Verișor de al doilea. Nu, îmi pare rău, Carol a fost fiul lui Ferdinand. Am vrut să... Mai auzi ce am zis? Că dacă erau tată-fiul, băgam tată. Dar răspunsul de pe telefon nu a fost, adică nu a fost ce trebuie. Îmi pare rău, astea sunt chestii de care nu o să am niciodată nevoie în viața. Da, exact. Mai avem, uite, avem de istorie. Vă dau 5 secunde la întrebarea asta. 5. Păi și cum apucă să scriu în 5? În ce țară s-a născut Adolf Hitler? Sau, nu cred. Ia. Am scris la nimereală. Răspuns corect, Ilinca a răspuns greșit, Mădălin, foarte greșit, Mădălin, n-are nicio legătură, adică... Știam că nu în Germania. Da, o să vă dau un punct aici, la mine. Bravo, Ilinca! Bravo! Zicea că nu știe, dar a ghicit, bravo! Ce ai ghicit? Nu știam, dar în același timp eram sigur. Eram 70 Austria și nu știu ce 30% Polonia. Nu știu de ce. Că în Polonia s-au întâmplat la alea rele. Da, știu, acolo au fost răutățile. Asta era cumva culmea. Eu nu știu de unde am dat-o cu Franța, dar am zis că nu Germania, așa că dacă zici 5 secunde, singurul lucru la care neuronul meu s-a mai gândit e cei pe lângă Germania. Mai e după astea pe acolo. Păi și Austria nu e lângă Germania? Este fix, dar de unde s-o gândesc? Că eu Austria uneori o pun ca și când ar fi, nu știu, Germania. Abar n-am, în fine. Aia. Bun, avem o întrebare tot cu România, dar cu România de foarte recentă. În ce oraș au fost executați soții Ceaușescu? Pam, 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 pam. Vreți să dau spoiler? Nu mă dau indiciu? Da, dă-ne indiciu. Indiciu este relativ aproape de București. Mai departe un pic. Uite, eu nu știu ce mă gândeam la... Stai, că, deci știam numai ce m-am uitat. Deci ei au fugit cu elicopterul și unde i-au prins? Relativ aproape de București. Relativ aproape? Dar ce înseamnă? În România, asta este Timișoara. Nu, îți ploiești, după aia Pitești. Stai. Ce trebuie, că e aproape. Relativ aproape e unde avem noi concert în seara asta, la Alexandria, spre exemplu. E relativ aproape. Ok, pe hai să mai gândim ce e relativ. Ce mai e relativ aproape de București? Distanța de București, o distanță pe care poți să o parcurgi și în București, într-o oră aglomerată. Vă zic, gata, vă dați da, bătuți? Răspuns corect este Târgoviște. Știam că e ceva cu Târgoviște. De unde e Psyche? Relativ aproape, înțelegi? Da, la o oră și ceva. E doar o oră? Da, o oră, o oră și 10 minute sub maxim. Două. Eu mereu confund Târgoviște cu Târgu Mureș, că e ora de departe. Târgu Mureș nu ajungea, frate, eu până acolo, sunteți nebuni. Okay. Ultima întrebare de istorie. Dacă ați dat bacul la istorie, felicitări. Mădălin a dat bacul la istorie, nu? Slab. Ilinca mai are până la bac. În ce an a reușit Mihai Viteazu unirea celor trei mari țări medievale? Nu. Cum nu? Pe aproape, dar nu. De mult, de mult, tare rău de tot. Mihai Viteazu. 1600. Eu habar nu am. Hai, Mădălin, poți. Poți, Mădălin, poți! 1600 și ceva. 1600 cât? 1600? Poți, Mădălin, poți. Ceva cu 12? Nu e cu 12, mă. Nu e cu 12. Poți. Mai ai 10 secunde, Mădălin. Acum avem și timp, auzi. 1780? Nu, departe, departe. Ilinca, tu te lași bătută? 1623. Sau 3, nu știu. Tu te lași? Da, mă lași. Te lași, nu? Mădălin, ești atât de aproape. 1601. Nu! Nu știu, 1600 și ceva. Răspuns corect, 1600, Mădălin. Direct? Da, 1600.
Fix. Da. Wow. Vezi, acum e ușor să-mi simți. Era atât de aproape, mă, era atât de aproape. Efectiv, ai zis 1600 și eram... Nu! Dar s-a terminat istoria. La istoria ați luat un punct? Da. Ați luat la Adolf Hitler punct. Și atât. Începem întrebările de viață. Ușoare, da, astea sunt foarte ușoare. Câte zile are un an bisect? Felicitări, două răspunsuri corecte în sfârșit. N-am mai avut de mult două răspunsuri corecte la emisiunea noastră. Nu știam de ce e 364, 365 și după am zis 365, 366, nu-s așa handy. Bravo, Mădărei, bravo. Sunteți pregătiți pentru următoarea întrebare. Aveți 5 secunde. Hai mă, lasă. 5 secunde, pune, e prea ușoară. Răspund. Râde lumea de voi pe internet. Câți ani are un deceniu? Felicitări, încă două răspunsuri corecte. Nu puteam să vă las mai mult de o secundă să vă gândiți, că era penibil, adică... Da, asta era penibil. Chiar era penibil. Bun, acum avem o întrebare foarte grea sau ușoară. Cine a inventat stiloul? Știți? Un român. Cred că ceva... Este și o stație de metrou cu numele lui. În cazul în care ați mers vreodată cu metrou în București, milionarilor, n-ați mers... Ba da, dar eu știu doar magistrala 2. Ok, Ilinca și-a scris răspunsul, Mădălin? Nu știu, acum. Ăsta îmi vine în cap. Mădălin, cine a inventat stiloul? Ai zis un român, foarte da, bine. Da, un român. Foarte bine. Scrie un român, că practic nu-i greșit. Matache. A, pe acolo? Da, nu chiar. Nu, nu-i cu M. E tot cu ache. A. Nu, cu K. Petrache. Da, așa, și mai cum, degeaba zici că îl cheamă Petrache, că nu, adică... Atunci, degeaba dat... Așa. Da, așa, așa. Felicitări, Mădălin. Petrache. Felicitări, Mădălin Petrache, Poenaru. Eu scris mai tip Poenaru. Da, felicitări, aveți felicitări. Două puncte. Felicitări, dar și Link a scris înainte să arate la cameră, Petrache, acum... Poenaru. Da, da. Felicitări. Nu știam de ce Matache îmi venea în cap. Păi că îmi rimează. În fine, ok. Felicitări, nu mă așteptam să o luați pe asta. Următoarea întrebare, cine a inventat becul? Wow. Văd că Ilinca este on fire, ea știe istorie, știe din asta. Da, ai văzut ce v-am știu la România. Ia, stai așa, Ilinca nu arată răspunsul, Mădălin. Cine a inventat becul? Datorită căruia noi vedem și nu mai stă la lumânare. Există și ring light-uri și toate nebunile, da. Cine a inventat ceva, becul? Ceva cu W? Nu. Este un graffiti cu el sub podul de la Pipera. Dacă te ajută cu ceva. Probabil e foarte simplu răspunsul. E foarte simplu răspunsul. Este cel mai lapsus, cel mai simplu răspuns din lume. Arăt eu? Era și un tren cu numele lui. Arată-ne, Ilinca. Dă-i, dă-i tu. Thomas Edison este răspunsul corect și era și trenulețul Thomas, după care puteai să te iei. Tren, eu auzeam tren și nu înțelegeam ce nu tren. Era Thomas Edison, ce an l-a inventat? Asta vom afla în episodul următor, fraților. Cine a scris Traviata? Ce? Eu știu pe o doamnă Traviata din Siria, atât am mult. Bă, e ceva, cred că e ceva de asta super faimoasă de noi, știm noi că suntem copii și o să ne înjurăm la comentarii că bă, cum nu știi tot asta, frate? Oricum ne înjură lumea. Cum de nu știi tot asta, frate? N-aveți cultură, frate? Cine a scris Traviata? Traviata. Nu. Răspuns corect este Giuseppe Verdi, frate. Hai că... Bă, am luat întrebările de pe net, dar nu le-am inventat eu, așa și că... Acum, și ce să întreb? Când a scris Giuseppe Verdi Traviata, la următorul să-mi fac piciorul vesel. Mamă, ce cap am dat de ăsta! O, să pup aici. O, mersi! Da, mișto joc. Mădălin și Linca, fraților, au acumulat 14 puncte din 30. Sunteți sub 50%, din păcate. Erau ușoare întrebările, adică putea să câștigați puncte mult mai ușor, adică din mult mai multe locuri. Eu sunt curios dacă puneam și eu întrebările cuiva, dacă știa cineva în atât de șpan, cum zice cam. În fine, e ok, bine. E ok. Vedem scrieți în următoarele. Scrieți în comentarii cu cine vreți să facem următorul episod din această serie. Yes.